Gata, deci am dat jos, hai să mergem înăuntru. Am dat prelata jos. Las-o parcat acolo. Oi, leu! Ia uite ce tren vine. Cred că trebuie să fac o românească, să intru așa ca la Giurgiu. Plus că ai. O fac ca la Giurgiu, ei? Nu o fac ca la Giurgiu. La Giurgiu nu se face așa. În România, zic în România. În România. Nu, dar serios, cred că trebuie să intru așa un pic mai brusc. Aha, uite acum, uite acum, așa, gata-i. Oameni buni, mă bag că asta e. Nu mai ies de aici dacă nu mă bag. Mulțumesc. Gata-i. Hai, leu. Bă, da, mulți o vinea. Hai să o lăsăm așa încetul. Urcăm dealul. Trebuie să anunțăm aici când intrăm, pentru că este numai un... o ieșire și intrare și să nu vină, să nu iasă un camion în timp ce eu intru și după aia ne încurcăm și e problemă. Gat filmăm camion in to gamins. Așa. Să vedeți și voi pe aici. Deci oameni buni, uite aici, așa, luăm în stânga. Așa, fiți atenți. Băi, leu. Așa. Asta nu vine camioane din alea mari ca Blue Sky. Aici vine numai căruțe ca mele. Sunt mai mici, locul e mai strâmb și camioanele mari nu intră aici că n-are loc. Sunt un pic mai lungi, mai înalte. Aici trebuie să intrăm sub aparatul ăsta, să scanuiască marfa sau coaja de copac care o am în remorcă și în asta. Și după aia calculează cât cub am adus de coajă, de copac. Ne uităm așa în oglindă. Gata, îi zice stop pe ecranul ăla. Ne oprim. Hai să luăm actele, dochetul sau cum se zice. Și ne luăm și chestia asta de high vis. Așa. Merge. Să vedem, să luăm dochetul, să vedem cât am luat. Sau cât am adus. Bună dimineața, tractoristului. Ia uite ce grămadă, zici că e o cuteață. Fii atent ce e aici. Vai, varză. Așa. Bun, băgăm acum remorca. Ah, pardon. Așa. Așa.
Bun. Ce avem? Raw bark. Raw bark. Așa, pac, pac. Da. Atât. 77 de metri cub. Nu știu cât e aia. Dar o lăsăm așa. Atât am adus, atât a pune. Gata. Așa. Gata, și acum mergem să descărcăm. Luna! Așa. Punem asta înapoi aici. Și mergem mai departe. Mergem din nou roată. Grămada din partea dreaptă aici, așa. Descărcăm, așa, pac, pac. Așa, pernele de aici jos. Hai să iau și asta întâi, copicul ăsta, copiciul ăsta. Chestia asta o folosim din cauza că aici vine mașini și oameni să cumpere gunoi și ca să vadă că să nu intre când în timp ce descar. De protecție, na. Ah, stai, unde mă duc? Trebuie să deschid ușile, nu? Așa. Ia uitați-vă, coajă de copac. Mâncăm? Așa. Coaja asta de copac o macină și o face mai măruntă și o amestecă cu alt gunoi, cu pământul. Ia să vedem noi aici. Aici câteodată când nu-i pământul, când e pământul nu-i drept, se înclină remorca. Hai să vedem aici. Dacă nu ești atent, s-o duci peste. Dar cred că de data aceasta e bine. Ia. Dragii. Gata. Hai să o dăm încetul. Din loc. Așa, opa, așa. Ia uite ce se platină. Ui! Opa. Opa. Ui. Ia uite acolo. Gata. Dăm un pic înapoi să cadă toată jos. Așa
cred că mai dau o dată. Și cred că o căzut tot jos. Hai să mergem să închidem ușile. Ia să vedem s-o dus. Perfect. Ia uite ce bărci strâmbe. Păi, le îndrept eu la service. Închidem ușile. Așa. Ce frumoasă e luna. Super. Hai să mergem să lăsăm remorca și apoi camionul. Să-l descărcăm. Fii atent că te grămezi de pământ, de gunoi, de ce e acolo. Vai, un tractor de pe timpul lui Pasvanti. De fapt ăla e de pe timpul lui Pasvanti, fii atent la el. Vai, leu. Trecem pe lângă grămada de gunoi, de metaluri, de ce aici. Parcăm aici în stânga, dezgățăm remorca. Uite așa. Hai să dezgățăm remorca. Bun, 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 bun. Perfect. Hai să mergem. Tractoristule, păi ăsta e băiat de treabă, dar câteodată are și toanele lui care trebuie să fie atent. Mulțumesc, mersi domnule. Hai să intrăm, ne-au făcut loc aici, au împins barja și acum mă pune să bag aici și o să bag în spate de tot ca să fie bine. Opa așa, opa așa, opa așa. Cred că așa e destul de bine, hai să mergem. Cred că nu lovesc copacii când se ridică bena sus, ei? Sper să nu. Dacă aud un poc,
știu ce s-a întâmplat. Vai, dar ce clinat stă. Nu vă îngrijorați, oameni buni. Nu vă îngrijorați, că descărcăm. Ridicăm alea sus. Așa. Ia, se clină. Opa, ia asta e așa. Ioi! Ioi! Vai, dar ce clinată stă! Ai bine, oameni buni, e bine, hai să dăm înainte! Ioi! Așa, par. Gata. Am descărcat. Hai să închidem ușile. Nu, nu m-am răsturnat. Ei, ce bine. Perfect. Hai să ducem copilul ăsta înapoi. Că am terminat treaba. Ce este aici? Așa. Închidem ușile. Salut, omule! Gata-i! Deci acum vedeți și voi de ce nu poate să intre camioanele ca Blue Sky pe aici. De-abia în cap eu cu cașcaraveta mea, da, pe Blue Sky cu vaporul lui. Oameni buni, cred că trebuie să fac și motorină. Uiteți aici? E la o coră, un sfert, cum se zice. Și trebuie să mă opresc înainte să merg la garaj, la service, la mecanici, să fac niște motorină. Vai, dar ce... E loc nasol. Așa... Hop, așa, hop, așa, hop, așa... Hai că dăm înapoi... Bang! Oameni buni, să știți că n-am nimerit-o. Să știți că n-am nimerit-o. Oare de ce? Aaa, de ce? Pentru că ăsta e jos și trebuie să fie sus. Deci, vedeți voi. Sper să nu fie prea sus. Dar cred că e ok așa. Hai să încercăm acum. Așa se întâmplă când nu-i pământul drept și stă înclinat. Așa se întâmplă. Am nimerit-o.
Bisto. Hai să punem furtunul. Așa. Ce e aici? Nu pot să dau piciorul. Trebuie să dau un pic mai față. E prea țapăn? Hai să încercăm acum. Hei! Fiți atenți, oameni buni! Bristo! Gata-i! Victorie! Hai să băgăm motorină! Aici e un pic nasol. Că vine mașini din dreapta și din stânga. Știi, gata, am ieșit. Ha, ha, victorie! Hai dați! De motor aici. Ia, cine e aici? Un camion de-a nostru. Hai, oh! Auzi, stai așa că mă duc să explic la șoferul ăsta unde trebuie să meargă. Șeful, am uitat că mi-a zis să mă duc să vorbesc cu el. Hai să mergem să vorbim cu el. Unde e ăsta? Morning, Jason! Morning! How is it? Good, mate. Doing alright? Yeah, bro. Yourself? Ah, it's good, good, good. Yeah. I just took off over there. Bush told me to explain to you the clay marks or something, yeah. Yeah, yeah, yeah. Obviously, you go that way. Yeah. And you'll see it when you come up. Yeah, I know where clay mark is. Yeah. Just, when you go in, yeah. You don't have to stop at the gate. Okay. You stop at on the way out and leave a docket. In that, you'll see the office in the front. Oh, yeah. And no, but it's all good. Did you have a good weekend? Yeah, good weekend, right? Yeah. You got it. Let me leave you my number. Yeah. And if you don't get lost or something, just I'll grab your number, man. Yeah. Probably. I was late this morning. I went to start my car. Yeah, flat battery. Fuck. And then I drive my battery jump start. Fucking thing didn't work. It happened to me last Thursday. My kids played in my car. Oh, and they left on the lights on. Yeah. And that was it. I didn't, you know. Yeah. And. Okay. Thanks, bro. Yeah. And yeah, I was probably gonna ring in over there. But yeah, get into Claymark, pass up the front office, and hang a left, and you'll go by the log yard, and you're just gonna hang a left against the fence. All the way until you see that big blue bin. Yeah. Park under there, and they'll know. They'll see you, and they'll come over. Yeah. They'll bring a big ramp. Sweet man. And. Yeah, you just load yourself and you're all good. I'll see you up there then, eh? I'm heading down to the service. Oh, you're not going up to the Nah, I'm heading down to service, oh, so... Oh, nice. My carriage is needs a little bit of a tune-up. I washed it in this, but can you even tell? Nah. You can't even tell. It's a bit like this fucking thing. Yeah. Yeah, it's filthy. Yeah. And plus, we don't in the Rotorua, we don't have the... Nah, we don't have the... Yeah, even at the mount, you barely have any... You know, chemicals or anything. Yeah. No, all good. I'll leave you to it and we'll catch up later, right? Yeah. Yeah, you're the same. Gata-i. Colegul meu. El numai ce-a început de câteva săptămâni, poate o lună, două. Și ai mălești, nene? Ah, ce bișto, mulțumesc! Mersi! Așa.
Și mergem la un loc nou și șeful mi-a zis să explic un pic unde e locul. Așa. Dimineața e trafic. Trafic! Trafic! Hai, leu, ia fiți atenți. Oh, boy. Deci oameni mulți, ce să zic, maneta, schimb, asta e camion, interiorul. Construcție, construcție! Am siguranța, glorie în veci, aleluia! Soarele în față. Soarele dimineții. Încă sunt în trafic, oameni buni. Încă sunt în trafic. Oamenii nu se grăbesc la lucru aici, după cum vedeți. De tare în ochi.
Sardinia. El vindecă ologii, el vindecă și șchiopii, El e Iisus Hristos, Emanuie. Gata, oameni buni, am ieșit din trafic, din aglomerație. Merge să băgăm motorină. Asta ce mai zice la știri pe aici?
bine, las că e bine. Cum? Unde? De sară? Este o pompă deschisă, că sunt numai două pompi. Da, uite că este. Uite că, oh, da, trebuie să aștept, nu este. Ah. Așteptăm. Așteptăm aici la rând. Să mergem să luăm. Mergem să luăm ceva de mâncat, nu? De mâncat, de băut ceva. Stai așa că am uitat
portofelul. Așa. Hai să mergem să luăm ceva de băut în timp ce așteptăm. Așa. Aici ai un atelier mecanic. Good morning. Why do you have a GoPro on your head? Oh, because I do vlogging. Oh, trucking. So I just, try to capture every moment, eh? Are you recording? Yes, yes, I am. So say hi. Hi. You'll be on YouTube. Hi. Thank you, guys. Have a good day. Doamnele alea mă întreba că de ce am ăla pe de ce, că vreau să registrez, asta e. Iată, hai să mergem să băgăm motorină. Morning. Verificăm aici camionul. E murdar, e varză. Așa. Hai să vedem ce trebuie descris în carte. Noi avem aici o carte, o carticică așa, unde scriem tot ce trebuie de reparat. Și de data asta scriem
Așa. Ce trebuie? Hai să ne gândim ce trebuie. Hai să mergem jos. Băgăm și în partea înaltă. Lăsăm acolo pompa să bage. Fiți atenți ce glod de pe șasiu, suspensie. Ce mai trebuie de reparat la camion? Asta da, aici mai chestia asta aici curge un pic de ulei. Aici trece uleiul de hidraulic la remorcă și asta trebuie să schimbă silul, o gumă acolo ca să pună, să nu mai curgă ulei. Deci oameni buni, ce să zic? Zi frumoasă. Ia uite ce am pățit aici. Oh, thank you. They should have pumps on both sides, eh? Gata-i oameni buni, haideți! Așa. Hai să vedem dacă putem ieși de aici. Aici. Trebuie să întorc aici în loc pentru că n-am unde să ies. Asta e. Deci nu știu dacă am voie să fac așa, dar
Câteodată, cum am zis, trebuie să o faci ca pe o românească. Hai, dați la voi! Perfect! Perfect, oameni buni! Atât! Bun, oameni buni, hai, dați la garaj! Să reparăm camionul! Și ne vedem la următorul vlog! Multă pace și binecuvântare! Thank you.